Dansul tradițional Feciorescul de Ticuș a fost înscris la UNESCO pe o listă cuprinzând tradiții din întreaga lume. Dejeu Zamfir, doctor în folclor, a precizat că acest joc are o vechime foarte mare. Vechimea acestui joc nu se poate spune, este atât de vechi cât este poporul român. Când oamenii veneau de la lucru, se duceau la joc, putem spune că acest joc are o vechime foarte mare. Jocul din Ticușul Nou este foarte interesant pentru că are ritmul sincopat, ceea ce ne caracterizează pe noi românii. Aș spune că dacă ritmul sincopat nu este chiar românesc, dar cel puțin carpatic este, iar noi suntem în Carpați, a afirmat Zamfir Dejeu. În jocul fecioresc din Ticușul Nou sunt implicați atât feciorii cât și bărbații însurați, chiar și bătrânii. Costumul este format din pălărie cu ciucuri, cămașă albă, curea la mijloc, cioareci dacă este iarnă sau pantalon de vară când este cazul, cizme sau bocanci, în funcție de anotimp, iar deasupra cămășii un pieptar brodat. Culorile care predomină pe costum sunt negru și portocaliu închis, iar pe pieptar verde, portocaliu și negru, a precizat muzeograful Alina Mandai. Cătălina Pârvu, cea care a făcut parte din delegația României prezentă în Namibia, nu este la prima experiență de acest fel. Consilier în cadrul Ministerului Culturii, ea desfășoară activități ce decurg din relațiile Ministerului cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO.